seara și bine v-am regăsit, sunt Ionela Gherghie și vă invit să urmărim împreună principalul grupaj informativ al zilei. Valuri de pământ, gropi, bălți, calea Brezei este un adevărat coșmar pentru șoferi. Detalii în jurnal imediat după titlurile ediției. Un biciclist de 29 de ani și-a pierdut ieri viața într-un accident petrecut în comuna Cerăt. Leagăne rupte sau care stau să cadă și tobogane deteriorate care pot fi un pericol pentru copii. Așa îi întâmpină pe copii mai multe locuri de joacă din Craiova. Oltenia rămâne sub cod galben de ploi până mâine la ora 21. Dacă ar fi să se facă un top al străzilor din Craiova care ar trebui evitate, calea Brezei s-ar afla cu siguranță în plutonul fruntaș. Strada, de fapt un drum acoperit cu pământ, este tot mai greu accesibilă pentru autovehicule. Șoferii care se încumetă să traverseze calea Brezei se roagă să nu-și strice mașina. Din păcate, strada nu mai este inclusă în niciun proiect de reabilitare după ce inițial primăria intenționa să o asfalteze. Valuri de pământ, gropi, bălți. Nu este vorba de un drum de la țară, ci despre calea Brezei din Craiova, fostă candidată pentru titlul de capitală culturală europeană. Ca șofer îți trebuie îndemânare și nerv de oțel ca să parcurgi această stradă de 2 km care face legătura între Brestei și cartierul Rovine 2. Cum vi se pare strada? E foarte prost. Foarte prost. De când e așa? De când mă știu, de ani de zile. Nu s-a mai pus nimic, măcar așa ceva, s-a mai îndreptat acum câteva luni, dar dacă plouă, degeaba. Suntem obligați să o luăm pe aici, că nu avem alt drum. Mașina se fărâmă des, schimbăm câte și mai câte. Conform Serviciului Electronic de Achiziții Publice, Primăria Craiova a scos la licitație în ianuarie 2015 la pachet proiectul tehnic și execuția pentru reabilitarea și modernizarea unui tronson din strada Brestei și încă trei drumuri din vecinătate, printre care și calea Brezei, tronsonul dintre canalul Colector și Troaca. Procedura de licitație s-a anulat în 2015 și nu a mai fost reluată, a declarat astăzi pentru Gazeta de Sud un reprezentant al Primăriei Craiova. Astfel, calea Brezei a rămas așa cum o vedeți și acum. Un biciclist de 29 de ani și-a pierdut ieri viața într-un accident petrecut în comuna Cerăt. El a fost lovit puternic de o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani pe drumul județean 561. Din primele cercetări efectuate de polițiști, la fața locului reiese că biciclistul nu s-a asigurat înainte să intre pe drum. Oamenii legii continuă cercetările, iar în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Leagăne rupte sau care stau să cadă, tobogane deteriorate care pot fi un pericol pentru copii și iarbă netunsă de câteva săptămâni. Așa întâmpină pe copii mai multe locuri de joacă din Craiova. Conducerea rea de PFL care are în administrare aceste spații spune că mobilierul de la locurile de joacă se deteriorează foarte des. Multe dintre locurile de joacă din Craiova așteaptă încă să fie amenajate. Acestea sunt mai degrabă un real pericol pentru micuții care vin să se joace aici. Balansoare rupte, leagăne desprinse din lanțuri, tobogane dislocate. Acest leagăn nu mai poate fi folosit timp de câteva zile după ce plouă, pentru că sub el se formează o baltă imensă. În schimb, la această mini-tiribombă, multe dintre scăunele sunt rupte. La acest tobogan, situația este și mai gravă. Copiii care urcă riscă să-și frângă gâtul, deoarece treptele sunt rupte. Cât privește iarba, aceasta pare să nu fi fost tăiată deloc pe anul acesta pe unele porțiuni și le ajunge până la genunchi micuților care vin să se joace. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile pe care le-am semnalat la două locuri de joacă din Craiovița Nouă, unul din Brazda lui Novac și altul de pe strada Principatele Unite. Și ca ele, mai sunt multe altele din Craiova. Conducerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ spune că mobilierul de la locurile de joacă se deteriorează
deteriorează foarte des. În fiecare zi se rupe câte ceva. Acum, dacă nu am lucrat timp de 3 zile, probabil că s-au adunat mai multe. Noi nu putem să facem altceva decât să înlocuim și să reparăm. Primăria este cea care face locuri noi de joacă, apoi ni le dă nouă în administrare. Noi ne ocupăm de întreținerea lor, a declarat Aurelia Filip, directorul REA de PFL. Gazeta de Sud a scris de mai multe ori în ultimii ani că Primăria Craiova a înlocuit mai multe locuri de joacă deja existente și a creat altele noi, pentru care a investit 9 milioane de euro. Anul trecut, în luna mai, DNA a ridicat de la sediul primăriei mai multe documente legate de contractul pentru locurile de joacă. Oltenia se află astăzi și mâine sub cod galben de ploi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților meridional și orientali. Codul a intrat în vigoare în această dimineață și rămâne valabil până mâine la ora 21. Pe arii extinse vor fi ploi temporar mai intense, așa că se vor cumula local cantități de apă de peste 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri pătrați, precipitațiile vor fi sub formă de nisoare. În zonele menționate temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 55-65 de km pe oră, iar la munte rafalele vor depăși 70 de km pe oră. Conducerea Universității din Craiova a anunțat că se vor relua lucrările la blocul S200 situat pe Calea București. Asta pentru că s-a obținut o finanțare de 3,3 milioane de lei de la Ministerul Educației. Inițial aici se intenționa amenajarea unui parc IT, iar ulterior s-a luat în calcul construirea unor clase pentru cursuri. Din cauza tavanelor prea joase, blocul va fi folosit în cele din urmă ca spațiu pentru birouri destinate atât universității cât și firmelor private. Început înainte de Revoluția din 1989, blocul S200 nu a fost dat în folosință nici la aproape 3 decenii după demararea construcției. Conducerea Universității din Craiova, cea care a preluat blocul cu 10 etaje în urmă cu mai mulți ani, spune că lucrările vor fi continuate curând, întrucât s-a obținut o finanțare de 3,3 milioane de lei de la Ministerul Educației. În prezent se reface proiectul tehnic, pentru că are o vechime de cel puțin 7 ani și în cel mult o lună și jumătate se va organiza din nou licitație. Sperăm ca în 4-5 luni să se înceapă din nou lucrările. Banii nu ajung pentru a finaliza investiția, dar pentru anul viitor ar mai fi alocată o sumă de 1,5 milioane de lei, a declarat profesor universitar dr. Cezar Spânu, rectorul Universității din Craiova. Planul de investiții la blocul S200, inițial în 2007, când au început lucrările, era să fie parc IT. În cele din urmă, clădirea va avea ca destinație spații de birouri, care vor fi date spre închiriere firmelor. Conducerea universității spune că închirierea spațiilor este singura utilitate pe care o poate da clădirii atunci când va fi gata. Locația nu poate fi utilizată ca spațiu de învățământ pentru că tavanele sunt prea joase. Va fi un spațiu de birouri și etajele vor fi gândite open space, astfel încât fiecare firmă care va închiria să aibă posibilitatea să amenajeze spațiul așa cum dorește. Suntem în discuții de ani buni cu câteva firme, a mai spus rectorul Universității din Craiova. Blocul S200 are 10 etaje, iar odată ce va fi gata, universitatea va plăti utilități până când acestea vor fi închiriate. În plus, trebuie găsite soluții și pentru asigurarea parcării, întrucât pe terenul de care dispune sunt puține locuri. O femeie de 39 de ani a fost depistată ieri de o echipă formată din polițiști de la secția numărul 5 și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, în timp ce vindea pachete de țigări fără timbru de marcaj fiscal românesc. S-a întâmplat în zona pieței Big din cartierul Craiovița 9 în jurul orei 8:45 de minute. Cele 129 de pachete găsite de oamenii legii au fost confiscate pentru a fi predate Direcției Regionale Vamale Craiova în vederea calculării prejudiciului. Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă cu produse din tutun. Viața unei familii sărace din Săgarcea s-a schimbat total în pragul sărbătorilor pascale. Părinții și cei 5 copii de până în 8 anișori trăiau într-o căsuță mică de chirpici, în aceeași curte cu alte familii. Situația lor a impresionat atât de tare un preot de la Biserica Toți Sfinții Hagienuși, încât acesta a strâns bani de la enoriași și a reușit să le cumpere o casă cu teren și toate cele necesare. În familia Ion, mama are grijă de cei 5 micuți, iar tatăl muncește pe oriunde găsește ceva de lucru. Am găsit, așa cum am spus, poate ultimul prag de sărăcie posibil. Eu nu știu cum au trăit până acum o familie de 7 persoane. Bineînțeles, în curtea respectivă mai sunt încă 2 familii, dar ăștia care am găsit eu acolo aveau o căsuță de 2 camere făcute din chirpici, numai una locuibilă, care avea pământ pe jos, acoperișul se vedea pe el, 5 copii, sub 8 ani toți.
Preotul Vintilă Sărdărescu a cerut ajutorul comunității și a reușit să cumpere pentru familia Ion o casă în comuna Drănic. I-am anunțat în biserică, am mai strâns bani de la enoriașii noștri, am mai contribuit și oamenii cu o sumă destul de micuță, dar am mai găsit înțelegi la anumiți patroni și le-am dat cu o săptămână în avans de 10.000 de lei, 100 milioane. Rămânând ca până pe data de 15 iunie să le dăm diferența. De unde veți face, părinte, arăți acești bani? Acum sper să mai strângești la biserică, facem mereu pe fiecare duminică apel, de la liturghii, de la acatiste, de unde mai avem și noi încasări. Toți cei care doresc să contribuie financiar la achitarea plății pentru Casa Drănic pot obține informații de la Biserica Toți Sfinții Hagi Enuși, în așa fel încât milostivenia să redevină un lucru firesc, nu o minune de Paște. Lucrează fierul și lemnul așa cum rar s-a mai văzut și vin la el să-l vadă muncind oameni din întreaga Oltenie. Cu toți stă Fane Roșiorul de vorbă, iar cuvintele sale pline de duh merg direct la suflet. Ne spune că el e ca Ilie din Moromeții și lucrează, ascultându-l în căști, pe eroul lui Marin Preda. Pământul rămas nevândut, Paraschive, bolnavule de avere ce ești, acolo e munca voastră. N-am umblat cu toți desculți și dezbrăcați, n-am împărțit tot atât cât e. Ce vreți voi de la mine, sălbaticilor? Să ies la drumul mare și să jefuiesc? Dacă muzica îl are pe Vivaldi, cel numit Preotul Roșu, datorită faptului că era un om al bisericii, dar și culorii părului său, așa și satul românesc îl are pe Fane Roșioru, roșcovanul de la Leu. De fapt îl cheamă Florealetea, dar nimeni nu îi zice așa. Mai degrabă îi se spune Moromete, în care nea Fane se regăsește în totalitate, deși ne spune că are ceva și dintr-un alt erou al lui Marin Preda, Iocan, pentru că este fierar. Filmul Ustereguleea, care l-am văzut înainte de Revoluție și din momentul în care am văzut filmul acela, am rămas marcat. Domne, eu în povestea asta mă regăsesc, deoarece sunt și agricultor, sunt și fierar. Și îmi face plăcere, vin oamenii cu drag la mine, îmi vin oameni din alte sate, chiar dacă au fierar pe acolo, dar vin la mine în mare parte de a sta de vorbă cu mine. Așa că de dimineață până seara îl găsim cu ciocanul în mână în atelierul său de la Leu. Ascultă moromeții în căști, iar lucru merge ca pe roate. Această căruță de cai este a lui Ilie Moromete. Căruța are foarte multe simboluri care reies din scrierea marelui roman Marin Preda. Spițele sunt puse la fel în cruce, ceea ce reprezintă credința țăranului român, deoarece Catrina Moromete era o femeie credincioasă. Toporul și furca sunt unelte de a face țăranul treabă cu ele în curte, dar și ca mijloc de apărare, ca atunci când vrea perceptorul să se ducă să ia caii din coșare, ia să paraschiv cu furca în mână. Caii nu pot să iei, sunt ai mei, nu alu tata. Vă dați seama ce ar fi pățit perceptorul dacă ar fi intrat cu agresivitate să ia caii. Povestea lui Fane Roșioru, Ilie Moromete de la Leu, o puteți afla în amănunt joi în cadrul emisiunii Iubesc Oltenia, de la ora 22 la Alege TV. Surpriză pentru cei mai mici dintre spectatori la Teatrul Național Marin Sorescu, pe 5 mai va avea loc premiera piesei Fata Moșului și Fata Moașei de Bogdan Ulmu, după cunoscuta poveste scrisă de Ion Creangă în regia actriței Raluca Păun. Distribuția este formată din actori tineri: Monica Ardeleanu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Ramona Drăgulescu, Raluca Păun, Marian Politic, Claudiu Mihail. Spectacolul este unul plin de culoare și energie. Decorul și costumele sunt realizate de tânăra scenografă Alexandra Panaită, iar muzica este special compusă de Marius Hristescu. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Ploile rămân în Oltenia și în perioada următoare. La noapte se vor înregistra 8 grade Celsius la Craiova, Calafat și Râmnicu-Vâlcea și 9 grade la Drobeta, Turnul Severin. Mâine vremea se mai încălzește puțin, dar sunt șanse de ploaie în toată regiunea. Vor fi 14 grade la Craiova și Drăgășani, 15 la Râmnicu-Vâlcea, 16 la Calafat și Cetate și 17 grade Celsius la Târgu Jiu. Știrile se încheie aici, urmează în câteva momente Jurnalul Sportiv. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de Alege TV. Pe mâine!